Bine, domne, ies ăștia din UE și NATO, ungurii. Ok, doi, ne bat militar, ne iau Transilvania. Păi se trezesc ei, care sunt 9 milioane și ceva, cu 7 milioane de români care fac un UDMR pe dos în, și domină lejer legislativul de la Budapesta. Deci chiar și cum i-am anexat noi pe ei până la urmă. Păi măi, naționalistule, dacă ucrainenii ăștia intră mâine în UE, toți se respectă aceleași reguli. Deci, dintr-o dată, te vei trezi cu minoritatea ta românească de acolo într-o situație europeană foarte bună. N-ai rezolvat problema în felul ăsta? Ba da.